Transportatorii de mărfuri și de pasageri au intrat în vizorul inspectorilor Agenției Naționale de Transport Auto. Săptămâna trecută, angajații instituției au făcut mai multe controle pe șoselele din țară și în punctele de trecere ale frontierei. Bilanțul controlului a fost de 75 de procese verbale. Amenzile cumulate depășesc 300 de mii de lei. Aproape jumătate dintre transportatorii sancționați au rămas fără plăcuțele de înmatriculare pentru o serie de încălcări. Cea mai frecventă contravenție a fost transportarea pasagerilor și a mărfurilor fără autorizații sau acte permisive. De la începutul anului, în urma raziilor efectuate, inspectorii ANTA au întocmit 680 de procese verbale și au dat amenzi de peste 4 milioane de lei.